Adriana Trandafir face asta de 4 decenii încoace. De pe scenă umple sălile de chipuri zâmbitoare și primește în schimb cele mai frumoase experiențe de viață. Actoria este pentru Adriana Trandafir o menire pe care a știut dintotdeauna că trebuie să o urmeze. Ce se întâmplă aici cu Cufaie de Mănăstire? Ce-ai păzit? Spune-mi! Ce-ai păzit? Ce vreau bani să plec în oraș? Termină! Tata-i pe moarte și ție-ți arde de plimbare prin oraș, a? Multă minte mai trebuie! Ce răspundeați în copilărie la întrebarea ce o să te faci când o să fii mare? Actriță. După sute de spectacole jucate pe scena Teatrului Românesc, Adriana Trandafir a cucerit și marile ecrane. E adevărat, mamă, că Luca a fugit cu aurul furat din seiful comisiei. Luca! Cum te-ai murit tu așa departe de noi, Luca? Ficțiunea Europolis, apărută în 2010, i-a adus Adrianei Trandafir premiul pentru cea mai bună actriță la Festivalul Internațional de Film din Cipru, o altă distinție care se adaugă listei lungi de premii obținute de-a lungul carierei, o carieră care înseamnă inclusiv televiziune și muzică, în total, mii de apariții. Iala. Bună seara, dragii mei, bună seara! Iată, în această seară, la a doua ediție, nimeni alta decât Adriana Trandafir! Bună seara, Adriana! Nu te aud, Adriana! Nu te aud! Cred că eu te văd, ești minunată! Nu te aud! Tu mă auzi? E perfect. Ești machiată, ești rujată, ești perfectă. Problema este că nu te aud. Cred că e de la căști, că de-aia ne-am tot chinuit cu... Opa! Păi, e mai bine așa? Da, acum vă aud foarte bine, doamnă. Bună seara! Gata! Bună seara, dragilor! În primul rând vreau să vă fac așa o plecăciune celor din spatele emisiunii, echipei tehnice, pentru că mă uit la voi și la mine acum implicit, ca în seara în care am văzut primul pas pe lună, înțelegi? Stăteam la televizor și nu înțelegeam. Și tăticul meu îmi spunea, uite, acum cosmonautul e pe lună. Acum uitați-vă la mine că sunt și eu în direct cu voi, ceea ce n-aș fi crezut niciodată. Spunem cam aproximativ așa, pentru tine, tu, munca actorului cu sine însuși, Stanislavski, unu, mă rog, să nu... Asta zic. Cât te pregătești pentru un rol? Asta pentru cunoscători, da. Cât te pregătești pentru un rol? Păi, în general, 40-50 de ani, eu știu. Oh, doamne. Și pentru rolul din această seară, cât te-ai pregătit? Păi, o viață, îți dai seama că am învățat să dau drumul la butoane, am învățat să... Sunt foarte emoționată. Știi de ce, Cosmin? Pentru că de o lună de zile sunt în izolare și acum mi-am făcut datorită vouă ritualul dinainte a fiecărui spectacol. Adică m-am machiat, m-am pregătit și mă gândeam, Doamne, fă într-un fel să fă o minune să nu fie pentru ultima oară. Ei, nu e pentru ultima oară, Doamne, hai să fim serioși că mai avem de așteptat. Umbli la căști ceva că du-te acolo. Ne auzi? Acum nu vă mai auzim noi, Doamnă. Iar v-a spus căștile. E opriți, ok, căștile. Eu vă aud. Acum te auzim perfect. Bun. Pentru rolul din această seară. Mă auzi? Nu mă aude. Nu vă mai aud. Puneți căștile la... Puneți căștile la loc. Mă auzi? Nu ne aude. E clar. E perfect. Bun. O să-i rog pe colegii din regie pentru că... păi da, dar nu te auzim noi. Nu te auzim noi. Și o să băgăm un material și o să te rog să... Cred că să ieși și să intri iarăși cu căștile, că acolo ne-am pierdut puțin. Avem un material cu Adriana Trandafir și ne întoarcem tot cu ea. Mulțumesc mult! Oh, sunt înnebunită, să știi. De ce? Vești proaste? Da, vești proaste. Compozitorul Amedeu nu vrea să-mi dea mie piesa pentru Euroviziune. Serios? Sigur, dragă, nu vrea. Știi adresa lui? Cum? A marelui maestru Amedeu, toată lumea o știe. Eh, lasă-l pe mâna mea. Lasă-l pe mâna mea că o să vezi tu. Maestro! Talentatule, neprețuitule! Bun. Neprețuitule! Ia uite ce am pentru tine!
Să știți că eu sunt... Știu cine ești! Casanova! Cine? Amadeus! Ce Amadeus? Salieri! Ah, mățărtelul meu, talentatule! De ce rupi hainele de pe mine? De ce tragi de mine? Haide să ne iubim! Adică ca în filmele contemporane de dragoste! Ah, nebunule! Ajutor! Nici un ajutor! Să-ți dea Dumnezeu sănătate, ți-ai făcut pomană cu un om bătrân. Lasă. Să știi că maestrul Amedeus nu e acasă. Cum e acasă? Dar dumneata cine ești? Eu? Eu sunt mecanicul blocului. Dragă, uite, l-am căutat pe Amedeu ăsta al tău, sau cum dracul cheamă. Și ce ai făcut? Nu prea l-am găsit, dragă. Am altă propunere. Ce-ar fi dacă ai încercat tu cu Horia Moculescu, cu Marcel Dragomir, cu Marius Săicu? Hai că am adresele lor, ce zici? Da, să știi că e o idee bună, nu m-am gândit la asta până. Doamnă, iar nu te aud, firar să fie. Mă bucur că tu mă auzi, dar nu te aud eu în momentul de față și cred că ar trebui să-ți scoți căștile, iarăși. Fii atentă! Nu te aud, dar fii atent! Vreau să-mi răspunzi prin semne, tu mă auzi. Cât te-ai pregătit pentru rolul din această seară? Adică te-ai pregătit mult, puțin, cu internetul. Ai luat internet de la vecini, ai luat internet de la cu găleata, ai... telefoanele copiilor, ce ai făcut? Nu te aud, Adriana! Nu... Așa, mult? Mult! Poa, vai de... Of, m-a durut capul, îmi vine să mă împușc, să mă ia cinema, că inima, dacă nu, că îmi venea să vă împușc pe voi și primul bugean, domnul regizor, da, pe el, exact, bun. Așteptăm să ne spună bugean ce o să facem noi cu tine ca să te și auzim acum, înțelegi? Vreau să vă întreb, doamnă, dumneavoastră îmi răspundeți, scoateți căștile, nu știu cum, trebuie să dezactivați căștile, asta îmi spune domnul bugean, să le dezactivați. Cumva, așa. Ia că... Visați... Stai să vedem dacă ne aude. Ne auziți? Dar nu te auzim noi, cred că trebuie anulate căștile alea, nu știu, scoate-le, aruncă-le undeva, că alea cred că, nu știu unde, nu știu cum să... Cheamă un vecin, dați-le domnului Bogdan să le ia, să le ducă în pasvanti, să le închidă, nu se pot închide? Nu mă mai auziți, e perfect. Este foarte bine, eu nu înțeleg ce s-a întâmplat, dar s-a întâmplat. Acum vă întreb pe dumneavoastră, nu mă mai auziți, nici nu mă mai auzi. Mai punem un material și încercăm să facem probe pe materialul ăsta. Mulțumesc. Hai. Ia să văd. Deci noi acum trebuie să ajungem unde am promis că mă duc la ora 1. Și deja e trecut de 1. Trandafir să conducă. Eu mai conduc de mai mult de 15 ani. Mai cum ridic eu asta? Mașina arăta atât de vitregită de soartă, da, încât am fost sigură că nu pornește. Asta are 866 de ani și când stă pe loc cu motorul pornit face... Adrienuț, o mamă, ce face? Auzi, nu știu cum e marșarier aici. Vegetația la în sus. Asta? Nu mai jos, mai e jos un pic de vegetație. Asta? Da? Și a întâia. Și a întâia? Ridică în sus și da, întâia. Între timp o să rezolvăm transmisiunea cu Adriana. Până acum a mers, nu e nicio problemă. Așteptăm comentariile voastre dacă aveți... Dacă doriți cumva să vorbim cu un anume personaj, un anume actor, actriță, vedetă, vreau să-mi scrieți aici în live comment. Vreau să vă abonați la canalul meu de YouTube, cu cât mai mulți abonați, cu atât mai bine pentru noi toți. Da, multă lume m-a întrebat.
Multă lume m-a întrebat dacă am sponsor în spate aici. Da, da, am sponsor, ei sunt, da, au zis că ne sponsorizează și în maxim 7-8 ani o să ne dea și bani pentru asta. O avem pe Adriana, pe care nu o auzim nici acum, dar nu e nicio problemă. Adriana a scos căștile, le-am aruncat și nu mai n-am ce să vă spun, că nu e de la mine. Am înțeles. Perfect. Adriana, avem o surpriză pentru dumneavoastră. Dumneavoastră comentați doar cu da, omul care a blocat sunetul după ce a văzut emisiunea noastră, cred că el ne-a lucrat. Nu știu cine e, să vedem cine intră în live. Da, bună seara. Este un instalator de la YouTube, doamnelor și domnilor. Poftim un instalator de la YouTube. Alo! Bună seara! Mai ce dragă mie că am reușit acum să intru în direct cu dumneavoastră. Domnul Sele, și dumneavoastră sunteți? Da, dar dumneavoastră cine sunteți? Eu sunt doamna Viorica, care am câștigat astăzi concursul Gospodina Online. Ce concurs? Nu, Gospodina Online cu prăjitura. Ce prăjitura? Din cartea doamnei Adriana de bucate. Sunt fana mea. Da, ce prăjitură? Doamna Adriana, vreau să întreb ceva. Vrea să ia locul interpretului ministrului de interne, ăla care vorbește surdomutul din... Da. Deci doamna prezintă următoarea ordonanță de urgență. Perfect. Spune-mi, te rog frumos, cum ai făcut, ce prăjitură ai făcut astăzi? Vreau să vă spun că acum văd că sunt plină pe... Am niște emoții, domnul Cosmin, mă vedeți? Da, vă văd toată, nu toată, dar vă văd. Vreau să vă spun că sunt înnebunită după rețetele doamnei Adriana Trandafir. Am văzut-o în toate piesele de teatru și dumneavoastră nu mă mai cunoaște, nu mă mai știe. Mi-a dat un autograf acum exact 45 de ani. Am înțeles. Ce prăjitura Adriana, de asta vreau să vorbim puțin. Nu. Astăzi am vrut să mai puțin că nu știu să schimb vitezele la ăsta. În viteză greu. Am înțeles. Ce vreau să vă spun? Astăzi am pregătit o prăjitură, se numește albă ca zăpada. Doamna Adriana știe că ne-a scris nouă gospodinelor. Eu stau în blocul 7 deasupra domnului Popescu. Văduv. Sunteți... Dați-i niște sunet de la blocul 7, că nu știu ce se întâmplă acolo, habar n-am, nu înțeleg, săraca e invitata mea, nu poate să vorbească nimic. Poate e foarte bine că nu poate, că nu puteam să mai facem emisiune, că dacă se apucă să vorbească, să termine emisiunea. Asta zic, perfect. Ce vreau să vă spun, ce v-a impresionat la prăjitura asta, Adriana, sau ce faceți dumneavoastră? Este prăjitura, această prăjitură are mai multe, cum să vă spun, substraturi. Așa. 4. Da, am înțeles. Bun. Ce v-a atras să faceți rețeta asta pe dumneavoastră? Vreau să vă spun că am auzit odată chiar din gura doamnei Adriana, da, când a prezentat această rețetă și de atunci am rămas moartă după chestia asta. Da. Și vreau să vă spun pe această cale, da, un nesimțitul ăla de administrator care ne închide ușa nouă pensionarilor mai devreme cu 10 minute. Adică, la cât vă închide? La 1 fără 10, domne. Am înțeles. Numai puțin, chiar dacă ești cu ruj astăzi, Viorica, numai un pic vreau să fim un pic, o clipă, Viorica, stai. Numai puțin că vreau să scot. Numai ce? Puțin. Vreau să scot prăjitura din cuptor, că este gata. Albă ca zăpada, numai puțin, imediat, acum o scot, ăsta e, uitați-o. E albă, da. Da. N-are nimica, o să-i spun prăjitura lui Cabral. N-are nimic, puțin arsă pe margini. Doamna Adriana, vă pup și vă iubesc.
Și vreau să spun că mi-a plăcut rețeta aia cu murăturile. Care? Care e sacre. Aha, dar cum vă ieșeau, cum vă ieșeau dumneavoastră murăturile până acum? Ieșeau greu la mine. Am înțeles. Acum, sincer, de când o știi pe Adriana Romic? Dragul meu, Adriana, pot să spun ce vreau, că tu n-ai, nu te auzi oricum. Exact. E invitata noastră, am tăiat microfonul, ce să vezi. În primul rând, în primul rând o iubesc. O iubesc foarte mult pe Adriana și o respect pentru lucrul ăsta frumos pe care îl face de o viață. E o actriță minunată și să spun ceva. Ce-am apreciat la ea? N-a avut niciodată fițe. Indiferent că noi suntem actori de divertisment, așa e. A știut să ne iubească și să ne vorbească frumos și niciodată n-am simțit un aer așa de superioritate din partea ei. Lucru care s-a văzut pentru că am jucat cu ea, mi-a ajutat Dumnezeu să jucăm într-o piesă de teatru acum vreo 10 ani, Adriana? 10? Ce piesă? Cred că 10 ani sunt. Ce piesă? O noapte furtunoasă. Nu, Dale Carnavalului, iartă-mă, Dale Carnavalului, Dale Carnavalului. Dale. Unde se întâmpla asta? Asta s-a întâmplat în vreo 15 spectacole, să știi. Oho, ce frumos, da, bravo. Regizorul era Dan, cum îl chema, Dan Tudor. Ah, ce frumos. Mamă, ce drăguț. O să o încercăm, colegii din regie o să încearcă să o scoată un pic pe Adriana și după aceea să facă din nou legătura. Până atunci vreau să mă întorc la Viorica. Gospodina Viorica, o clipă, atenție. Și iată, un cocus pocus se transformă Viorica. Viorica, unde e Viorica? E aici, stai puțin. Ia-o pe Viorica. Ia-m încet. Doamne, vă rog frumos, sărut mâinile, scuze că vă... Da, vă ascult. Scuze că v-am... Nici o problemă. Tocmai vreau să vă spun că mă sunase o vecină de-a mea să-i dau niște dezinfectant. Pentru ce? Am găsit dezinfectant, domnul Seleși, la noi în piață. Am luat o sticluță de 100 de miligrame din aia, așa? Da. 200 de lei, dar am găsit-o ieftinită. Cu cât? Dezinfectant, dar știți ce dezinfectează? Ce? Cum am intrat, am deschis sticla, mi-a leșinat câinele. Și cu cât o vindeți? Păi nu că n-o vând. Aha. Am spus că eu împrumut lui prietena mea de la 6. De ce? Doamna Ionescu. Ce? Are șoareci? Ce are? Nu, vrea să se dea la sub braț. Că și-a pierdut lama. Aoleu. Da, ce vreau să vă mai întreb? Ce ați mai gătit din rețetele doamnei Adriana Trandafir? Vreau să vă spun că eu sunt chiar fan. I-am cumpărat toate trei albumele. Cărțile. Toate trei cărțile. Cărțile de bucate, da. Care sunt fenomenale, domnul Sereși. Adică? Și ce vreau să vă întreb? Că eu vă văd destul de bine. Dumneavoastră atâta sunteți sau mai aveți și prelungire? Nu, ăsta-s tot. Atâta? Atât, păi nu. Păi nu, că știți de ce? Că aici apăreți înalt, de-aia că toată lumea zice că sunteți mic. Nu, baliverne, pot să vă întreb și eu ceva? Vă rog. Când înapoiați perucile la Te Cunosc de Undeva? Că trebuie să mai facem un sezon în curând. Băi, să spun ceva. În primul rând, eu n-am furat peruca. Am furat puloverul ăsta. Fiecare cu fetișurile lui. Nu mai furăm de mult, domnul Sele, și peruci. De pe vremuri. Vrei să spun ceva? Da. Am plecat de două ori de la Te Cunosc de Undeva machiat. Nu cred. Ba da. Și m-am urcat în mașină și mi-a zis ăla, vă rog frumos, coborâți, îl aștept pe domnul Țociu. Păi n-aveam mustață. Păi da, că n-aveai mustață. Dar ce personaj erai? Nu mai ții minte. Eram ăsta, Joe Dassin.
Aha, a, că m-ai pupat tu pe mine, bărbatul. Nu, 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 nu te-am pupat la Judasă. Te-am pupat la ăla, cum îl cheamă, mă... La Boy George. Boy George, da. Uite că a revenit Adriana! A, bravo! O să iei locul ăla cu surdomutul de la... Nu ne auzim, Adriana, iarăși. Nu știu de... Nu. Nu știu de unde, de ce. Mai bine intrai de pe tabletă și cred că se rezolva. Nu știu, habar n-am. Da, mai bine de pe tabla, deși... Da, sigur. Da, și asta e. Adriana, ești minunată! E cea mai... E frumoasă... Da, nu, e... auzim tot, da. A zis că da, suntem foarte frumoși, că e foarte fericită. Așa, zi, Adriana, că eu traduc. Zi. Auzi, nu. Nu te auzim normal. Citesc după buze. Da, tu zi că eu traduc, Luromică. Zi. Subtitrare? N-avem subtitrare? Avem un crawl acolo, așteptăm comentariile colegilor. Nu știu dacă se mai uită vreo 5, nu contează. Important este Adriana. Da. Spune-mi, te rog, spune-mi ce vrei să spui, că eu îi traduc lui Romica, că oricum nu înțelege după buze. Nu, stai cu că și eu înțeleg perfect ce vrea să spună Adriana. Romica, Romica. Aoleu, și mi-a... eu te pup și te iubesc și abia aștept să ne revedem. Da, a zis că, da, așa, zi și tu ceva. A zis că ești mai urât ca floarea asta. Că traduc. Cum da, da, așa e, cum? Nu, asta, ce? Băi, stai așa puțin, Cosmine. Da. Hai da, să nu, numai puțin, că m-a luat amețeala de la clipsurile astea. Tu știi că dacă te strânge de aici, te ia amețeala. Bă, băiatule! Bă, fiată, uite-te și tu ce-am făcut aici. Ești nebun. Ce-i aia? Să spun ceva, că nu știam, nu știam ce culoare să-i dau ăștia, să pară mai interesantă. Și am făcut apă cu făină. Vai, și am pus, am pus curry în ea. Uite-te și tu ca să iasă galbenă așa. Miroase asta aici, așa zici că e restaurant indian. Dar da, Nicoleta le-a. Unde e? Nu e acasă Nicoleta? Nu te-a bătut puțin? Ba, nu, păi Nicoleta m-a îmbrăcat așa în halul ăsta. Da. A? Când mă mai prinde, mă mai ia și ea la mișto, știi? Păi meriți. Cătălin e aici lângă mine. Da, și da, mă gândeam, bă, ce prăjitură să fac albă ca zăpada și să iasă foarte neagră. Foarte bună, foarte bună. Și ai zis albă ca Cabral, cum ar veni. Albă ca Cabral. Bravo, e foarte bună. Romica, se pare că m-am pricopsit cu dumneata, ceea ce nu îmi displace absolut deloc. Îmi pare rău că nu putem să vorbim cu Adriana, dar cu siguranță se vor rezolva treburile. Sper, până acum am mers. Mă gândesc că în partea a doua... Da. Peste două. Câte părți are interviul? Nu are mult. Mai avem vreo 7-8 minute. Nu-i problemă. E ok, Romica. Tot cu clasă. În pauză vindem și noi casete, vindem. Băi, auzi, dacă spun una mori. Eram cu Dem Rădulescu în Germania acum vreo câțiva ani. Dă-mi, Cătăline, un scaun, că mă doare spatele, am stat cu o coșată aici. A revenit Adriana. Ne auzi, Adriana? Bună, Adriana! Aaa, e altceva acum! Da! Belea! Băi, e perfect, Romica, nu auzim deloc, e fantastic! Doamne, Dumnezeu, rar voce ca a ei! Rar voce! Scoate căștile, Adriana, scoate căștile, căci că de la căștile alea ne-a zăpăcit. Că-s conectate la telefon, dacă poți să deconectezi căștile de la telefon, e perfect. Și aruncă telefonul, desfaci telefonul din spate, da, arunci ăsta așa și dai cu ăsta de colțul mesei. Iar asta o muți aici. O, Doamne, zi, Romica, cum să facă, că tu te pricepi. Păi să spun ceva. Eu prima oară IT-ist am vrut să mă văd. Să mă fac. Să te faci. Nu da, se aude, Adriana. Nu e. Nu, cred că trebuie să te mai... Te lucrează cineva din... Adriana, te lucrează cineva din teatru.
Da, e cineva care, da, sigur. Ăștia... Vrea să-ți ia rolul. Da, neapărat, neapărat. E vreuna... tu ai sabotat... Mă, tu ai sabotat-o pe Adriana Trandafir, că stau acum și mă gândesc că te-ai băgat, ai fost săptămâna trecută în emisiune și te-ai băgat repede așa, ți-a plăcut și ai zis, ia, gata, mă, că o reduc la tăcere pe asta, intru eu, îi zic și de rețetele ei, că asta vrea să zică ea în emisiune, de rețetele ei. Ia, hai că acum, dacă ia. Nici acum. Ia. Bună, Adriana! Da! Nu! Te auzim. Nu te auzim! Te auzim ca pe translatorul ăla când dă ordonanța de urgență. Săraca. Stai mă un pic, că trebuie să facem cumva, nu știu, trebuie să, o să te sune, cred că Cătălin, să vedem cum da, facem. Să o sune Cătălin. Sau dacă nu mă duc eu la ea, că stă aproape, că se leși. Păi poți ieși? A, poți ieși, da, poți. Dar poți. Mâine pe la 11. Deci tu ai fost la ea pe scara blocului și ai rezolvat acolo. Tu te bagă în priză, ai scos, i-ai tăiat netul intenționat sunetul. Nu, pe cuvântul meu, dacă fac așa ceva, eu toată viața mea am respectat colegii. Și mai ții minte, și pe mine? Mai ții minte Jean de la Craiova când n-a putut să cânte. Nu. Eu i-am pus sare în aia de... Zicea că e prea sărat. Când cânta Jean în engleză, one time more, I surrender now. Da. Zi-mi, Romica, ai văzut spectacolul Adrianei cu Maria Tănase? Da, ăla l-am văzut. L-ai fenomenal. Văzut? Da. 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 Fenomenal. Foarte puține actrițe pot să ducă ce a făcut Adriana acolo, să știi. Sincer îți spun. Sincer îți spun. Așa e. Te-am spus, aia, mai devreme când i-am spus Adrianei că cum să spun, n-a fost fițoasă. Știi că e o chestie așa care s-a împământenit de foarte mult timp cu cei de la divertisment. Cei care fac divertisment în speță, eu, Cornel, mă rog, mai mulți. Bine, și ție îți place divertismentul, că ai văzut că se câștigă. Da. Deci, ce vroiam să spun? Ce vroiam să spun? Mi-a plăcut că e o tipă, cum să spun, are un caracter foarte frumos, Adriana. Este o mare actriță. Plus de asta, să nu te întreb niciodată de ce este peste tot. Știi de ce? Că oamenii buni, uite ca și tine, ești peste tot la antenă. Mă aștept să prezinți-o. Alo! Adriana! Bună! Welcome! Bună! Voi sunteți! Cu voi trebuia să vorbesc. Da! Închid! Nu! Da. Ce faceți? Bine, foarte bine, Adriana. Bun. Tu ce faci? În sfârșit ai... Dacă tot ai venit, Adriana, dacă tot ai venit, vreau să-i spun la revedere lui Țociu Cămasă. Vrei să-i spui ceva lui? Așa faceți voi cu ăștia din divertisment. Îi folosiți? Da. Și nici măcar indemnizația nu le-o dați. Și nici pensiile alimentare nu le plătiți. Așa este. Adriana, te iubesc. Și eu. Abia aștept să stau lângă tine. Ai o energie fantastică și pentru asta te iubesc. Și eu și telespectatorii ar trebui să știe de la mine că ai făcut un crăcănel atât de interesant cum nu l-am mai văzut până acum în Teatrul Românesc și eu îți mulțumesc foarte mult că am jucat împreună. Să rămână. Seleși! Da. Să vii să-ți dau autograf. Băi, alo! Fără probleme! Autograf. Te pup, sper să... La revedere! La revedere! Continui cu asta! Da, te rog! Te pup, Romica! Vai, măi, a zburat pe afară, Romica! Vai, ce-ți face, Nicoleta! Pa! Te pup! Bun, Adriana, în sfârșit ne auzim cât de cât aproximativ. Aproximativ, da, foarte greu. Foarte greu. Așa. Spune-mi câtă lume te-a sunat să-ți faci emisiuni pe internet, cum încercăm noi să facem în seara. Nu, am spus că sunt la prima haiducie. De asta sunt și atât de disperată că nu știu ce trebuie să se întâmple tehnic, dar eu cred că o să ajungem, o scoatem până la capăt, nu? Da, uite că ne-am revenit, a fost foarte drăguț și asta arată că așa suntem până la urmă.
Spune-mi, te rog frumos, da. Sunt foarte frumoase florile acolo, îmi plac foarte mult. Vreau să, da, sunt superbe. Nu înțeleg de ce n-ai pus în cadru și premiul Uniter, adică asta nu înțeleg. Nu, 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 pentru că premiile pentru noi, importante pentru noi actorii, sunt florile pe care le primim din partea telespectatorilor. Ele sunt florile de la mine din grădină, pe care le iubesc foarte mult și care m-au acompaniat, ca să zic așa, în perioada asta mai tristă. Și știi că sunt o iubitoare de flori, așa că pentru telespectatorii noștri, pentru că ieri au fost florile, am pus așa floricelele astea să ne mai înveselească. Corect, foarte frumos. De ce fierbe copilul mămăligă? L-am întrebat de ani de zile, dar nu mi-a dat niciun răspuns. Pe semne că atunci când o să mă întâlnesc cu el în mămăliga aia, care se pare că la un moment dat a luat mămăliga sa... A fumat. Cum a zis? Cum se spune la... Nu, 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 la Revoluție, că mămăliga, în sfârșit, am uitat acum, în sfârșit, când o să ne întâlnim, o să-mi dea răspunsul la întrebarea ta. Păi, cred că ți l-a dat, nu? Și te-a și recompensat cu acel premiu frumos. Da, da, da. Cu rolul ăsta am luat premiul Uniter, uh-huh, pe care tu nu o să-l iei niciodată. Da, da, unde este premiul acum, tare aș vrea să știu, sincer. Este, nu, nu, nu mă, nu, se zice că Oscarul e folosit ca să țină ușile la... la garaj. Eu l-am pus greutate la vază. Nu cred, încă e acolo? Da. L-am împachetat și îl pun așa în butoiul cu varză, pentru că e foarte greu și stă foarte bine. Doamnelor și domnilor, dragi telespectatori, avem în emisiunea noastră în această seară trecutul și viitorul teatrului românesc. Hai să-i spunem bună seara și următorului invitat, o surpriză. Bună seara, iată pentru Adriana. Viitorul teatrului nou. Nu mai mișca poza aia că nu... Vă spune ceva această fotografie, doamnă? Da, era de ziua lui, la ziua lui Dan Ionescu. Veneam de la Constanța dintr-un turneu cu Mămut la tata. Dacă e, da, Mămut la tata, cred că era. Așa. L-am pe Dan că nu-i facem nicio surpriză și că nu-i spunem la mulți ani. Și ne-am dus toți acasă și pe urmă ne-am reunit la el spre surprinderea totală. Cine credeți? Uh-huh. Din acești oameni, toți cei pe care îi vedem acolo în fotografie, cine credeți că intră în direct acum cu noi? Păi, viitorul teatrului românesc. Adrian Păduraru. Ce bună! Nu se poate, te pun. Foarte bun, mama! Uite viitorul, are bigodiu. Și eu m-am aranjat fix ca înainte de spectacol. Cu hălățelul, cu bigodiurile, tot fix ca înainte. Aha, da, da, ce faci? Ce faci? E dor de noi. Și mie. Și uite că n-am apucat să bem cafeaua aia în grădina ta frumoasă. Momentan. M-am apucat în schimb... Să mănânc o ciorbă de lobodă excelentă, pentru că Adriana, pe lângă faptul că e o actriță extraordinară, e fabuloasă, e și gospodină, e și mamă, e și soție, e cântăreață, e de toate, e completă. Mulțumesc. Ești puternică și te iubesc tare de tot. Mulțumesc, Teodorul. Toate cele bune. Este foarte bună. Foarte bună. Adriana, Anca, voi ați jucat împreună și mai jucați, nu? Mai jucați spectacolul, mai jucați? Nu, momentan nu, dar trebuia acum într-un spectacol nou să jucăm. Fix acum 2 zile, cred, dacă nu mă înșel. Sau nu, acum vreo săptămână, da, trebuia să jucăm împreună într-un spectacol nou. Am înțeles. Ce vreau să te întreb? Nu. Adriana, spune-mi, te rog frumos, cum este, sincer, cum este Anca Dinicu pe scenă ca partener?
Nu pleca. Un partener pe Anca, pe Anca niciodată, pentru că ea este ca și copilul meu, o iubesc pur și simplu. O iubesc atât de mult încât nu fac diferență între ea ca om și între ea, da, ca... Bun, la, nu, nu mă interesează asta. Asta nu mă interesează. Adriana, nu mă interesează. Nu, nu, nu. Ea este... Nu, 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 nu. Ea este fica mea din micul căsătorie. Ce frumos. N-am auzit. Că sunt fica ei din nicio căsătorie. Ah, corect, perfect. Bine, ce te enervează la Anca din nicio? Mă enervează că e mai talentată decât mine. Hai. Nu exagere. Nu. Niciodată nu o să ajung acolo. Ancuța. Da. Ancuța, ai ceva să ne spui? Te-ai rujat? Dar de ce te-ai rujat în Paul ăsta? M-am aranjat fix ca înainte de spectacol. Cum jucam eu cu mama, prima oară în ce spectacol am jucat noi împreună, cu hălățelul din spectacol. Ia să vedem hălățelul. Să vedem hălățelul. Da. Ridică-te. Ridică-te să-l văd, lasă-mă. Nu, că am pantalonii de pijama aia, că da, jos că nu mă văd. Să văd, mă, pantaloni. Eu, tu ce crezi că eu am costum? Ești nebună? Dar ridică-te și tu, așa. Păi, da. Dinicu, mă vezi? Dinicu! Mă vezi? Ce-ai ești crezi? Haos, Adriana. Ești haos. Adriana, ia, să dăm pantalonii pe față. Ziceți, doamna Adriana, cu ce sunteți îmbrăcată în jos? În jos. Cu o pereche de pantaloni. Uite, mă, s-a îmbrăcat frumos, vezi? Da, nu pe jumate ca noi. Aia e. Exact. Asta face diferența. Asta face diferența între generația tânără, da, și cea care... Tocmai, de la bătrâni avem ce învăța. Anca Dinicu, mulțumesc, data viitoare te invit, stau cu tine mai mult. Ce nu? Nu! Cum să mă scoți așa de repede? Că mai aveam de spus o grămadă. M-am aranjat atâta și mă dai afară. M-ai folosit, cum l-ai folosit și pe Tociu pe care îl pup și m-a amuzat foarte tare. Te pup, Tociu. Da, te-am mai scos. Nu te-am scos. Vreau să povestesc ceva amuzant. Povestește, zi! Adriana. Hai, zi! Am fost la Tel Aviv. Și era cu Adriana? Da, și era să-i explodeze. Ușor, nu te grăbi, nu te grăbi, că avem timp, da, așa. Bun, așa. Într-o zi frumoasă de vară, când noi aveam spectacol la Tel Aviv, se făcea că am mers la Iordan, la râu, unde ne-am băgat picioruțele, acolo la granița cu Palestina, unde erau niște soldați cu puștile. Așa. Adriana mi-a dat mie portofelul ei cu tot ce avea, acte, pașaport, viza pe America, că trebuia să plece în America, tot, bani, tot. I-a zis, ia-le tu, Dinicu, și ai grijă de ele. Încredere. Și ai grijă de ele pentru că ea avea un rucsăcel și ca să nu cumva să pierd eu actele, Doamne ferește. Da, așa. Și am plecat de la... Ne-am botezat, ne-am pozat cu domnii, cu puști, cu nu știu ce. Și am plecat spre aeroport. Ați botezat unde? Cu puștile sau în apa Iordanului? Doamne, iartă-mă! Nu, ne-am fotografiat cu soldații care apărau zona. Era zona. Da, la graniță, Palestina. Aș. Și am plecat spre aeroport, era ultima zi. Și după o jumătate de oră, Anca, îi zic, Ancuța, te rog frumos, dă-mi portofelul. Și zice, ce portofel? E portofelul pe care l-am dat cu toți banii de turneu și cu viza mea pe viață pentru America, unde plecam în câteva ore, zile. Și ea zice, ca un fulg de nea în bătaia vântului siberian, zice, am uitat rucsăcelul. Unde l-ai uitat? Pe mare Iordanului, cu toți lampa în plătii, cu adică și ce pune să fac înapoi, să ne facem. Bineînțeles, vedeam polițiști care veneau cu sirene, cu alarme, cu așa. Și ce credeți că am găsit? S-a adunase toată poliția izraeliană în jurul unui obiect care n-a fost revendicat de nimeni și soldații care credeau că e bombă. Erau pe punctul să detoneze. Ah!
corect. Și de atunci n-am mai avut grijă nici măcar de un creion de ochi de al Adrianei n-am mai avut grijă. Dacă înainte prin turneu aveam grijă de... Că la cât este de uitucă, atunci când o să facă un copil, să-l lase la mine să-l poată naște. În siguranță. Ce bună asta! Da. Foarte bun. Oh. Mulțumesc, Mulțumesc, Andreita. Mulțumesc că m-ai suportat. Dați-i un prim plan, Ancuțe. Lasă că e... Dar ce ai făcut? M-am făcut de ruj, m-am murdărit. Vă pup tare de tot. Bine, bine. Vă pup și vă iubesc. Hai. La revedere. Bine. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim tare mult cum o cheamă. Cine a fost? Gata, Potolești. Cine a fost? N-am înțeles cine e. Da, mă rog. Așa. Foarte bună aia cu zi cum o cheamă, cu asta cum o cheamă. Doina Teodor. Da, Doina, da. Zi-mi... Altă colegă pe care iubesc foarte tare, apropo de generația tânără. Da. Absolut, absolut. Spune-mi, te rog frumos, cum e acasă fără public? Acum să intrăm și în zona asta mai serioasă. Păi, eu sunt la fel, și cu public și fără public. Niciodată n-am fost altfel. Da, dar nu, mă duceam în zona aia altă. Cum, cât de mult îți lipsește? Da, e adevărat. Că lipsește. Și știi foarte bine că de asta ai și făcut emisiunea asta, cred, nu? Din dorul de... Da, de socializare, de a vedea, de a, nu știu, a fi în contact cât de cât, așa, și am zis să fac o emisiune. Din nefericire, profesia noastră nu se poate face decât interactiv. Foarte așa rar. Este. Așa de unul. Cu zidul nu poți. Nu poți. Și cu energia lor. Cu energia oamenilor și cu sufletele lor. Și, în sfârșit, e foarte greu. Dacă doctorii ne salvează viețile, noi salvăm sufletele. Uite, Camelia Mansur este din Egipt, ne scrie și ne roagă frumos să ne spui câteva cuvinte despre rolul interpretat în Europolis. Un rol frumos, un rol important, un rol care ți-a adus un premiu, dacă nu mă înșel. Cum? A fost o coproducție româno-franceză. Și am luat rolul, eu spunând că nu ar trebui să fac acest rol pentru că eram prea tânără. Am zis eu, i-am spus regizorului care este Cornel, i-am spus că sunt prea tânără pentru rolul ăsta, dar el a zis că am să-mi găsesc în interior dimensiunile lui universale. Și așa a și fost, a avut încredere în mine și cred că a fost pentru mine o încercare extraordinară. Și am lucrat împreună și în Franța și aici în România foarte bine și filmul a fost foarte bine primit de public și de specialiști. Foarte frumos. Spune-mi, te rog frumos, de ce rol ți-e dor? Din toate spectacole tale, ai 40 de ani de carieră, ce spectacol, de ce rol îți este dor? Bă, mi-e dor de ăla. Eu am câteva spectacole și n-am atâta carieră. Este și foarte greu să aleg, pentru că fiecare rol pentru mine a fost fiecare rol a fost ca și copiii mei. Și ca să mă pui să aleg, știi și tu foarte bine, să aleg dintre mai mulți pe care îl iubești cel mai mult, nu poți să faci lucrul ăsta. Pentru fiecare am dat tot ce am putut mai mult, pentru fiecare am muncit cât am putut și cât mi-a fost dat să pot să muncesc și să fac. Mi-e foarte greu. M-am gândit, da. Acum am venit în minte de tot felul de... Am jucat foarte mult. Mi-e greu să aleg. Dar de ce ai părăsit-o pe Maria Tănase? Poftim? De ce ai părăsit-o pe Maria Tănase? De ce nu mai joci? De ce ai închis povestea aia atât de frumoasă? Nu am închis-o. Spectacolul este în repertoriul Teatrului Dramaturgilor. Și mulțumesc lui Bodochi că bravo. Da, că a vrut să primească acest spectacol în repertoriu și îl joc cum să spun destul de rar, dar îl joc cu mare emoție și cu mare încărcătură sufletească. Da. Ah, este cel credeam mai că nu mai joci de aia ți-am spus asta. Nu, este cel mai longeviv one woman show din România. Da, îl joc este, de peste 37 37 de ani. Enorm. Enorm. Cine mai intră în direct? Da. Tată, mai avem ceva în direct. Cine să mai... Cosmin Seleși. Ne auzi? Da, vă auzi.
Cosmin, ai 5 secunde să ghicești vedeta. Măi, o cunoști băia de undeva. Mușcă! Ghicește vedeta. Fii Adriana, cine, că nu știu cine. Atențiune. Ups. Nu i-a ieșit nici lui. Mi-a asta, ieșit. Ăsta sunt eu, dar unde e asta? Tu, Cosmin. A, în America, sunt la Chicago. La Chicago, da. Cine e, Cătălin? Cine? Eu sunt. Stai să întorc și eu camera cu tehnologia. Băi. Cătălin de la Chicago, intră Cătălin live. Cătălin de la Chicago live. Da, acolo eram, Adriana, okay, la zilele Zalăului la Chicago și am gătit foarte mult zilele aia. Salut, Cătălin. Cătălin e un prieten bun de la Chicago. Salut, să rămână doamna Adriana. Da? Din păcate eu nu aud pe doamna Adriana. Nu știu de ce. Dumneavoastră mă auziți? Ok, deci mă auziți. Cosmin, ce faci? Bine, măi, dar e fric la voi, se pare. Da, mă, Bugean m-a pedepsit. A zis că vrea cadre exterioare. Aha, am înțeles. 2 grade afară. Am făcut focul. Sunt de la 11 aici. Dar cât e ceasul la voi acum? Se apropie de 1. 2:46 ora noastră. Da, da. Îi la lunch-ul și eu. Ce să fac? De ce ai vrut să intri cu Adriana în direct de la Chicago? Tare vreau să spun. Să-mi spui. Avem ceva în comun. Mai mult decât actoria. E din Pitești. Eu mă bucur când aflu așa vedete din Pitești. Salut, prietene! Să rămână. Nu vă aud. Mai bine. Cătălin, da, ca să nu te mai ține mult, că dacă nu auzi, Adriana, e păcat. Spune-mi, te rog frumos, e la fel de mare nebunie acolo la voi cu coronavirus? A intrat? Nu e atât de mare. Restricțiile nu sunt chiar atât de severe cum sunt la voi, cu declarații pe propria răspundere. Logic e că dacă ești afară, ai ieșit pe propria răspundere sau, știi ce zic, face sens, nu trebuie să declari nimic scris. Uh-huh. Deci suntem mult mai liberi să ieșim. S-au închis companii mari, dar mâncare au rămas deschis, magazinele, de construcții pentru diferite nevoi, dar nu sunt așa restricții mari ca la voi. Știi? Suntem mult mai liberi, deci putem călători unde vrem, fără să zburăm, bineînțeles. Doamne, da. Cătălin, îți trimite puțin soare de aici și sper să facem o ediție cu tine, așa, la un moment dat. Și stai, m-ați simțit onorat. Hai să vedem un material, stai un pic, nu ieși. Hai să vedem, Adriana, îți arăt un material. Cătălin, reactor, în regia. A, nu, e cu mine. What? Nu am tot dosarul. Cred. Am tot dosarul, Cosmin. Ai venit la muncă în America, ai tăiat rușii și castraveți. Cătălin, tu filmai atunci? Eu am fost, da. Vai, ce tare, Adriana, am fost la zilele Zalăului la Chicago. Acolo e o comunitate foarte mare de români, în special din Zalău. Ce au o sărbătoare care se numește zilele Zalăului la Chicago. Dar la această sărbătoare se adună foarte mulți români din toate colțurile României, cum ar veni, în ghilimele, din toate zonele. Și se întâmplă așa, gătim, noi, organizatorii gătesc și după aceea vând și bani încasați pentru, noi am făcut gulaș, dacă nu mă înșel atunci. Da. Sunt donați bisericii și ajută tot felul de cazuri. Foarte frumos, o comunitate frumoasă la Chicago, mi-aș dori să o mai întorc. Da. Te așteptăm după pandemie. După pandemie, mulțumesc tare mult, Cătălinule. Mulțumesc. Vă urez succes, să rămână și succes în continuare. Baftă. Ciao. Adriana, ne apropiem de final. Îmi pare rău că s-a auzit atât de prost. Noi ne-am cunoscut, nu, înainte de te cunosc de undeva, cred că ne-am cunoscut noi. Mai bine la te cunosc de undeva, e adevărat, am mai bine. Ba nu, cred că am și repetat ceva împreună. Nu, mai bine ne-am cunoscut în emisiunea din Grecia. Da, înainte ne știam, de la te cunosc de undeva. Da, în Grecia, da, foarte frumos. Foarte frumos. Spune, de ce, adică pentru cei de acasă, de ce ai avut atât de multe emoții la te cunosc de undeva pentru fiecare rol? Pentru că până atunci a fost cea mai mare
haiducie pe care am făcut-o și n-am să uit niciodată acest lucru, această haiducie, pentru că am devenit cardiacă de când am făcut emisiunea voastră. Așa. Și m-a costat foarte mult, da, serios, pentru că, știi, privind emisiunea din fotoliu, ți se pare atât de ușor și atât de firesc și atât de normal să se întâmple totul, dar tu știi foarte bine câtă muncă este în spate și câte griji și câte probleme și câte și dacă am face emisiunea asta ne mai având nimic în spate de făcut, poate că ar fi mai relaxant puțin, dar așa e foarte greu. Foarte greu. Ce impact a avut aparițiile tale la Te Cunosc de Undeva în rândul publicului tău? Acum știi foarte bine că am fost pole position aproape până spre finalul concursului și lumea retroactiv, așa întâlnindu-mă acum pe stradă sau în diverse ocazii, toți îmi spun: Doamnă, dar ce, cât ați muncit, cât, ce roluri, ce transformări ciudate, speciale ați făcut. A fost, cum să spun, acum, așa relaxată privind, a fost un lucru foarte interesant pe care Dumnezeu mi l-a m-a făcut să trăiesc. Ai luat de la capăt nebunia asta dacă ți s-ar propune? Nu. Nu? Nu cred, nu. Nu, pentru că acum aș fi conștientă de cât de, pentru că știu cât e de greu. Înțelegi? Ar trebui, nu știu, ar trebui, poate, sau poate, nu. Niciodată nu poți să spui. Să nu. Când spune-mi, te rog frumos, înainte, avem o întrebare de la o telespectatoare. Eu tot telespectator le zic, dar nu știu dacă sunt telespectator pe YouTube. Eu nu știu ce sunt. Sunt telespectator, hai, lasă. Așa, când vă deschideți canal de YouTube? Eu? Da. Păi de-abia deschid canalul de știri la televizor. Nu, mai, nu știu să sunt. Bine, Adriana. Ce fac actorii leneși? Leneșii? Ce fac astăzi leneșii? Păi fac show cu seleșii, nu? Aha, mulțumesc! Hey, hey. Fii atent și vreau așa să-mi dai voie online să-ți fac un dar. La final să-ți fac un dar pentru tine special, o mică statuietă pe măsura ta de Oscar. Vai, mulțumesc! Să-mi aduci, vezi că după ce se termină pandemia vreau să... Dar nu că scrie Adriana Trandafiră. Da, mulțumesc, e frumoasă. Adriana, da. Doamne, să dea Dumnezeu să te văd acolo cu una de asta adevărată. Doamne, ce bine ar fi. Nu este. Spune-mi, te rog frumos, după ce se termină pandemia și toată nebunia asta, unde te pot vedea privitorii noștri? O, Dumnezeule, stai să ajungi să scăpăm cu viața. Hai să vedem unde joci, dar spune-ne ce spectacole, cu siguranță o să joci. Asta mă interesează. Joc la Teatrul Metropolis, joc pe Retele, joc la Teatrul Elisabeta. Ușor. Joc la Teatrul Principal, joc... Barza domnului ministru, la joc foarte mult, joc Gaițele, atât de multe spectacole încât de-abia aștept să terminăm și să o luăm de la capăt. Da, cam mult dacă mă întreb. Am filmat la serial, adică am avut mult de treabă. Da, cam mult. Cam mult. Alții stau pe acasă. Nu, deja mai bine nu te întrebam asta, că m-am enervat. Da, mă rog. Acum, ca să în încheiere, așa, cum a fost prima ta emisiune online, ca experiență, cu mine, asta, de acum? Te machiaj jumătate de zi, săraca, și... Uh-huh. Era așa, când să fie live-ul, nu mai avem sunet. Cu siguranță o să ne amintim cu drag de emisiunea asta, chiar așa la început. E normal să fie așa, că nici când învățăm să mergem, nu învățăm din primul pas. Și mi-a făcut plăcere că v-ați gândit la mine. Încă o dată mulțumesc echipei tehnice, pentru că totuși, în ceea ce mă privește, este un pas mic pe lună, un pas mare pentru omenire. Nu? Ați făcut probe tehnice de două ori sau de trei ori. Au zis perfect de fiecare dată. Da. În orice caz, eu vă admir și vă iubesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult.
Mulțumesc și eu, Adriana, că ai acceptat invitația mea și data viitoare sper să ne vedem live, așa, face to face, să facem un interviu. Mulțumesc, nu, că mă trec fiori acum, dacă nu, ăsta nu mă interesează, dacă mi-arătai uniterul, crede-mă că mă zbârleam tot, eram leșinam aici, dar asta... Ăla e premiu cu greutate, Adriana. S-a blocat? Asta este. Mulțumim tare frumos, a fost în această seară Adriana Trandafir alături de noi. Mai cu sunet, mai fără sunet, mai pe mutește, mai pe muțește, mai pe așa, dar nu contează. Dragii mei, sper că v-a plăcut și acest episod. Nu, mie mi-a plăcut așa cu problemele lui, mi se pare mai fair așa față de voi. Problemele astea tehnice de care nu ne putem feri. Până la urmă e o emisiune, da. Da, e o emisiune pe YouTube, să fim cât de cât mai alături de voi și ce să mai. Sper să ne vedem iar săptămâna viitoare. O să avem foarte multe surprize. Mulțumesc colegilor. Vreau să mulțumesc în primul rând colegilor din regie, pentru că regia este într-un loc, undeva la Cătălin Bugean acasă, el este regizorul. Head of content, conținutul, este la el acasă, Radu Croitoru, tot la el acasă, iar cei care ne ajută cu transmisia, Sorin, este cei de la Perfect Media Link. Dacă vreți să faceți o transmisiune live, vă recomand Perfect Media Link. Și... le mulțumesc tuturor, am venit cu această idee, încercăm, încă ne regăsim, încă cred că nu avem... Bă, e o încercare, sper să vă placă, nu suntem nici Shelly, Melly, nici nu avem experiențe, speak, ăștia care fac vloguri pe YouTube. Am zis să facem și noi ceva, să vă transmitem ceva din izolare. Așadar, având în vedere că orele sunt târzii, eu vă spun salutare din izolare și ne vedem săptămâna viitoare. Sau săptămâna asta. Pup, pa!